Bună frumoșii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Vă doresc la mulți, mulți ani, sărbători fericite, vă doresc multă, multă fericire, multă, multă iubire, pace și liniște în suflet. Astăzi, 31 decembrie, m-am gândit să petrec noaptea dintre ani împreună cu voi și să vă prezint ultimele cadouri de Crăciun. Cei care v-ați uitat la videoclipul cu ce am primit de Crăciun, sunt sigură că ați fost atenți în momentul în care am zis că pe lângă acele cadouri pe care vi le-am prezentat, am primit și bănuți. Bănuți din partea soțului meu, cu care am făcut o grămadă de cumpărături și coletele mi-au ajuns, vă spun sincer, pe 30 decembrie a ajuns ultimul colet. Deci pe 30 decembrie a ajuns ultimul colet și a ajuns, cred că, după amiază. Așa că nu am apucat să filmez din timp acest videoclip și m-am gândit că astăzi, 31 decembrie, să filmez videoclipul cu care am rămas datoare și să vă prezint ce anume mi-am cumpărat din bănuții respectivi. Eu v-am spus că am să-i cheltuiesc pe hăinuțe și pe machiaje. Asta am și făcut. Trebuie să fiu cinstită cu voi. Asta am și făcut cu o mare parte dintre ei, însă cu ultimii bănuți m-am gândit să-mi achiziționez ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. Aveam poftă de ceva dulce și în minutele ce urmează am să vă prezint tot ce mi-am cumpărat din bănuții soțului meu, pe care îl iubesc din suflet. Soțul meu a fost un moș generos anul acesta, ca în fiecare an de altfel. El preferă și să-mi cumpere cadouri, dar și să-mi trimită bani, să-mi dea bani astfel încât să fac ce doresc eu cu ei. Și bine face, pentru că sunt multe lucruri pe care îmi doresc să mi le achiziționez de una singură și poate că nu-i spun în detaliu ce anume îmi doresc, decât să las pe el să se chinuie cu plasarea comenzilor și așa mai departe. În felul acesta îl scutesc și pe el de un stres. Pe mine nu mă deranjează absolut deloc să primesc bani de Crăciun. Ba din contră, prefer să primesc bani decât să primesc un cadou nereușit. Ceea ce nu se aplică soțului meu, pentru că el știe că mie îmi plac foarte mult machiajele și în momentul în care se decide să-mi cumpere un cadou, ei bine, mă lasă mută. Mă lasă mută pentru că soțul meu investește enorm de mulți bani în machiajele mele. Da, m-ați auzit foarte bine? El mi-a achiziționat și mi-a dăruit cele mai scumpe palete din colecția mea de make-up și mulțumesc din suflet. Eu, sinceră să fiu, m-aș fi gândit de 10 ori înainte să-mi achiziționez acele palete extraordinar de scumpe, cele mai scumpe palete de pe site-ul celor de la Sephora. Ei bine, eu pe acelea le am, pe toate. Și probabil că s-a gândit ca de data aceasta să nu mi mai cumpere palete, pentru că oricum îmi doresc enorm de multe lucruri. I-am și spus cam ce-mi doresc și el a zis, bine, rămâne atunci să-ți dau bani astfel încât să faci ce vrei tu cu ei. Bineînțeles că după ce am primit toate aceste bunătăți, i-am arătat și i-am spus fericită și împlinită, pentru că nu aveți idee cât de fericită sunt în momentul în care primesc colețele. Deci, efectiv, sar în sus de bucurie, mai ales când primesc colețele cu produse pe care mi le doresc din tot sufletul meu. Doamne, iar m-am lungit, am făcut această introducere de 10 minute, așa cum de altfel deja v-ați obișnuit cu mine. Înainte să începem să despachetăm cadourile, pe care eu deja le-am deschis, bineînțeles, pentru că am dat foarte mulți bani pe ele și dacă se întâmpla să fie ceva în neregulă cu ele, trebuia să le returnez cât mai repede, astfel încât să fac repede comandă de altele și așa mai departe, sau să-mi vină coletul așa cum trebuie. Dar mă bucur că nu a fost nicio problemă, am primit exact ce am comandat și, dragii mei, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, frumoșii mei, haideți să începem! La fel ca și în videoclipul anterior prezentat ce am primit de Crăciun, ei bine,
port un compleu super bising pe care mi l-am achiziționat de la Maxton din bănuții primiți de la soțul meu. Dintr-un tricot extraordinar de confortabil, n-aveți idee! N-aveți idee! Este un set absolut super bising, compus din 3 piese. Haideți că vă arăt imediat despre ce este vorba. Pentru că mai am aici ceva. Dar e foarte cald și n-am putut să vin îmbrăcată, îmboșcată și cu acest cardigan, să-i spunem. Mie mi se pare foarte, foarte tare acest set, vă spun sincer, pentru că îl pot purta și acum iarna, și primăvara, și toamna, în zilele în care temperaturile sunt mai scăzute. Sunt extraordinar de încântată de acest set și mă bucur că îmi vine perfect! Am să vă atașez și câteva videoclipuri îmbrăcate în această superbitate. Vreau să vă mai arăt faptul că acest cardigan are niște năsturei, bijuterii de năsturei! Uitați-vă cât de frumoși sunt, diferiți! Sunt 5 năsturei diferiți, ba nu, se repetă, deci se repetă 2 din 3, deci sunt 3 năsturei diferiți, unii dintre ei se repet. Absolut super bising! Dragii mei, acesta este primul cadouaș! Vă rog din suflet să-l admirați! I'm so excited! Credeți-mă că în momentul în care am plasat comanda pe site-ul celor de la Maxton, dacă veți intra și voi să aruncați un ochi, să vedeți cam cât costă acest set. Credeți-mă că am avut ceva emoții, pentru că mi-era teamă să nu-mi vină. Și e o politică de retur cam complicată, ce este drept, și mi-era teamă. Deci mi-era sincer teamă să plasez comanda. M-am dus la Galați, în speranța că voi găsi acest compleu, să-l probez, să mi-l achiziționez de acolo. Ei bine, nu l-am găsit disponibil în magazin, așa că l-am comandat online. Bine am făcut că am plasat comanda! deoarece în acest moment mă bucur de un set absolut super bisim și nu regret. Își merită bănuții, cam scump ce este drept, dar și merită. Și merită pe fiecare în parte. Și tot de la Maxton m-am gândit să-mi achiziționez și ceva mai elegant. Ta-na-na-na-na! Bineînțeles că nu o să vă dați voi seama ce am eu aici, dar am să vă atașez niște videoclipuri. Este o rochiță roșie, super bisimă. În momentul în care văd rochițe roșii, nu mă pot abține. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult cum este această rochiță. Eu nu am modelul acesta, la nicio altă rochiță de-a mea. Haideți să vi-l arăt. Ia uitați-l. Ce decolteu interesant are și asta nu este tot. Aici pe picior vine crăpată. Exact modelul care place mie și care îmi este foarte, foarte bine. Și pe lângă faptul că este crăpată, are aici și niște pliuri, superbisimă. Aceasta este o piesă absolut superbisimă și materialul este exact pe gustul meu, un material lucios care se așează așa pe tine și îți pune toate formele în evidență. Cât de mult o ador! Am dat lovitura. Trebuie să vă mărturisesc că de data aceasta am dat lovitura în ceea ce privește cadourile de Crăciun, deoarece le-am nimerit pe toate. Nu mi s-a întâmplat ca în anii trecuți să îmi comand ceva și să se întâmple ceva cu coletul meu sau să nu mi vină produsele și așa mai departe, pentru că mi s-a mai întâmplat. Mi s-a mai întâmplat să-mi comand ceva și să mă trezesc cu o mărime uriașă, gigantică, în contextul în care eu port cea mai mică mărime. De data aceasta, sorții au fost de partea mea, cu siguranță Moș Crăciun a contribuit și și-a pus amprenta asupra acestui cadou și mai ales că bănuții au fost din partea soțului meu, cu siguranță el mi-a dăruit cu tot dragul și cu toată dragostea din lume, de aceea tot ce mi-am comandat, ei bine, mi-a ajuns exact așa cum trebuia. Și vă spun sincer că am fost și sunt foarte, foarte mulțumită de tot ce am primit. Și vreau să-i mulțumesc soțului meu și să-i spun că îl iubesc din toată inima mea. Să știți că nu am terminat.
Nu am terminat! Cadourile nu s-au sfârșit, dragii mei! Ce mai avem noi aici? Mă plângeam eu lui Moș Crăciun, soțului meu mai exact, când nu am suficiente pensule. Ei bine, acum mi-am achiziționat două seturi de pensule. Două. În contextul în care mi-am achiziționat un set de pensule de la Kailin recent. V-am arătat tot aici pe canalul meu de YouTube. Nu mai știu dacă de Moș Nicolae, dar sigur acum recent, luna aceasta, mi-am achiziționat un set de pensule de la Kailin. Ei bine, în momentul în care le-am folosit, am fost profund impresionată de calitatea lor. Eu știam despre ele cât de cât, însă nu mi-am achiziționat atât de multe pensule până atunci și în momentul în care am primit pensulele respective și le-am testat și le-am folosit, mi-am dat seama că, ei bine, acest brand de pensule este unul destul de accesibil, dacă mă întrebați pe mine, și pensulele lor sunt de foarte, foarte bună calitate. Trebuie să vă mărturisesc faptul că m-am gândit dacă să-mi achiziționez setul de la Zoeva, pe care eu deja l-am pe negru, cel în valoare de 600 și ceva de lei, sau dacă să-mi achiziționez de aceiași bani, de fapt și de drept mai puțin, două seturi de pensule, care conțin în jur de 30 și ceva, 40 de pensule, cam așa. Și am stat eu și m-am gândit și am zis că mai bine mi-achiziționez mai multe pensule și poate altă dată o să-mi mai achiziționez și un set din acela de la Zoeva. Știți foarte bine că pensulele de la Zoeva sunt preferatele mele și vor rămâne veșnic pe locul întâi în topul preferințelor mele. Însă pe locul 2 se situează pensulele de la Kailin. Haideți să vă arăt ce mi-am comandat. V-am zis că acest colețel a costat ceva. Produsele din acest colețel sunt în valoare de 600 și ceva de lei, însă eu am mai beneficiat și de o extra reducere de 60 de lei, așa că le-am achiziționat cu 500 de lei, ceva în genul. Da, 500 de lei. Am ieșit mai ieftin! Și uitați-vă câte pensule mi-am achiziționat. Bineînțeles că cei de la Kailin s-au gândit să-mi introducă și un cadou aici. Eu mai am acest spray de curățare, da, brush cleaner, însă nu l-am folosit, spre rușinea mea nu l-am folosit încă. Cu siguranță acum că am două recipiente pline, nedesfăcute cu spray din acesta de curățare, cu siguranță am să îl folosesc. N-am fost foarte curioasă de el și nu știu cât de bine funcționează. În momentul în care mă obișnuiesc cu anumite produse, îmi este mai greu să testez altele. Trebuie să vă mărturisesc asta. Și dragii mei, dragile mele, ta-na-na-na! Acestea sunt cele două seturi de pensule. Eu am ales să nu mi le achiziționez cu acea protecție, borsetuță, nu știu dacă borsetuță. În fine, puteai să ți le achiziționezi cu borsetuță sau fără. Eu am preferat să mi le achiziționez fără, deoarece eu le țin într-un suport alături de celelalte pensule. Am aici setul mare, îi zic eu, setul care cuprinde toate pensulele și aici setul mic, care și el cuprinde o serie de pensule care nu se regăsesc în setul mare. Acesta a fost și motivul pentru care m-am decis să mi le achiziționez pe amândouă, deoarece am văzut eu că în setul mic se află niște pensule pe care eu le ador, pentru că setul acesta este al doilea pe care mi le achiziționez, iar în setul cel mare nu se regăseau acele pensule, așa că n-am mai stat pe gânduri și mi le-am achiziționat pe amândouă! Hello! Doamne, abia aștept să le folosesc. Văd aici și niște dubluri, nu este nicio problemă. Cu cât mai multe pensule, cu atât mai bine. Bineînțeles că eu mă cunosc foarte bine și știu că după ce am să pun aceste pensule la locul lor și am să încep să mă machez, din nou o să am problema vieții mele și aceea că nu am suficiente pensule. Niciodată nu am suficiente pensule. Asta pentru că mă și machez destul de des. Trebuie să vă mărturisesc faptul că mi este și un pic lene să spăl pensulele în fiecare zi și le las acolo să se strângă până când sunt obligată cumva să le spun pentru că nu mai am pensule. De aceea o să am nevoie întotdeauna de pensule, deci
s-ar putea să mai vedeți pensule pe canalul acesta de YouTube. Pentru că o să tot îmi comand pensule până când o să consider că am suficiente pensule. Nu știu dacă se va întâmpla asta vreodată. Fiți pe fază. Fiți pe fază. Și, dragii mei, am lăsat acest colețel la final. Deoarece, credeți-mă, m-am gândit, cred că am câteva luni bune de când mă gândesc să plasez comandă pe acest site. Încă nu vă zic despre ce este vorba, pentru că o să vă dați seama din numele site-ului despre ce este vorba. M-am gândit de câteva luni bune să-mi achiziționez ceva de pe acest site și de fiecare dată îmi tot băgam produse acolo în coș și la final când mă uitam la prețul final era vreo 300 și ceva de lei și eram ceva gen oh my god, nu vreau să dau 300 și ceva de lei pe așa ceva. Și iar ieșeam de pe site, luna următoare iar băgam diverse lucruri în coș și iar se ajungea la același rezultat final, la aceeași concluzie. De data aceasta am zis că cu ultimii bănuți o să plasez o comandă pe site-ul celor de la Candyland! Dragii mei, despre Candyland este vorba, un site cu dulciuri americane. De ce m-am decis eu să plasez comanda pe site-ul celor de la Candyland? Pentru că m-am uitat eu la niște videoclipuri. Trebuie să vă mărturisesc asta. M-am uitat la niște videoclipuri aici pe YouTube. Niște persoane au deschis niște cutii superbisime, pline cu dulciuri și mi-au făcut așa o poftă. Așa o poftă de am zis că nu mai pot. Am zis că nu mai pot. Și printre acele dulciuri mi-au atras mie atenția niște bombonici, să le numesc. Nerds se numesc ele. Așa că mi-am comandat două cutii cu nerds și o cutie misterioasă. Ei au vreo patru cutii misterioase. Cea mai ieftină 99 de lei, pe locul 2 149 de lei, după aceea undeva la 300 de lei și cea mai scumpă 500 de lei. Mă gândesc cam cine este dispus să plătească 500 de lei pe o cutie misterioasă cu dulciuri? Eu nu. Eu nu. Cel puțin în acest moment nu aș fi dispusă să plătesc 500 de lei pe o cutie cu dulciuri americane. Mi se pare foarte, foarte mult. Însă 100 de lei, haide că mai merge. Așa că mi-am comandat, așa cum v-am spus, două cutii cu nerds. Aici am factura. Ok, așa arată. În cutie sunt pufuleți din aceștia pe care am să-i împrăștii peste tot. Bineînțeles că în momentul în care am deschis coletul să văd și eu despre ce este vorba, am vrut doar să arunc un ochi, bineînțeles. Am descoperit că aceste cutii cu nerds sunt la suprafață. Mai e una pe aici, da? Ok. Uitați-le. Pe aceasta nu m-am putut abține. Deci nu m-am putut abține. Aceasta a fost prima care mi-a picat în mână. Și după cum bine puteți vedea, este desigilată și mâncată jumătate. Credeți-mă pe cuvânt că sunt atât de bune aceste bombonici încât le ador. Am zis să mai păstrez jumătate dintre ele. M-am obținut! Am zis că dacă termin această cutie, nu o să mă pot abține și am să încep și cealaltă cutie de nerds. Sunt extraordinar de bune, provoacă dependență. Trebuie neapărat, cât am vorbit de ele, mi-au lăsat gura apă, să mai le gust încă o dată. Sunt geniale. Și apropo, această cutie conține două tipuri de bombonici nerds cu arome diferite. Eu am aici raspberry și tropical punch. Genial. Ambele îmi plac. Ia să mai vedem. Noi cred că acum încerc tropical punch. Da, da. Vai de mine cât de bune sunt. Nu vă pot explica. Sunt acrișoare. E o nebunie. Curcubeu pe cerul gurii. Nu pot să vă explic. Sunt extraordinar de bune. Extraordinar de bune. Deci nu, n-am cuvinte. Atât pot să zic despre aceste bombonici. Sunt extraordinar de bune. I-am zis și soțului meu să mănânce
pentru că sunt extraordinar de bune și vi le recomand. Mi-am luat două cutiuțe. Oh, acestea sunt diferite. Watermelon and cherry. Nu știu dacă să le desfac. Prefer să le mănânc pe acestea și după aceea să le desfac și pe acestea. Și acestea mi le-am comandat separat, așa cum v-am zis. Și mi-am cumpărat... Ia să vedem. Uitați-vă ce frumoasă este! O cutie misterioasă, plină cu dulciuri. Mi s-a părut că văd pe aici pe undeva un Nerds. Ah, ok! A watermelon and cherry. Le-am deja. Am două cutii de Nerds! Hello! Doamne, am să testez multe dintre dulciurile acestea împreună cu voi. Haideți să deschidem cutia. Ta-na-na-na-na, ador să fac asta. Oh, dar funda este... Are nod aici. Are nod aici. Imediat o rezolvăm. E portocalie. Interesant. Panglică din această portocalie n-am mai primit. Sinceră să fiu. Gata. Doamne! În această cutie misterioasă, în valoare de 99 de lei, ar trebui să se găsească 12 bombonici, 12 dulciuri diferite. V-am spus că în momentul în care mi-am băgat eu un coș acolo ce mi-am dorit, ajunsesem undeva pe la 300 și ceva de lei și am zis că nu este ok. Angelica, oprește-te! Exact așa mi-am zis. Mai bine să-mi achiziționez o cutie din aceasta misterioasă, micuță, să văd dacă îmi plac dulciurile, dacă descoper niște dulciuri extraordinare și ulterior poate am să-mi achiziționez și cutia aceea uriașă în valoare de 500 de lei. Numai când zic 500 de lei, deja mi se strânge inima, adică sunt 500 de lei pe care îi cheltuiești pe dulciuri. Voi ați da 500 de lei pe o cutie plină cu dulciuri? Am o întrebare pentru voi. Eu, sincer, nu prea aș da. Ok, sunt foarte multe dulciuri aici. Avem Nerds. Oh, ah, ok, sunt un pic lipite, da. Sunt lipite ca să stea frumos în cutie. Interesant asta. Avem Nerds cu watermelon și cherry, pepene și cireșe, ca să vorbim pe românește. Acestea eu deja mi le-am comandat, le pun deoparte, nu le-am gustat, dar nici nu vreau să le gust, pentru că știu că Nerds provoacă dependență și știu că nu am să mă mai opresc din a tânji după aceste bombonici incredibile. Credeți-mă pe cuvânt, dacă vreți să vă achiziționați ceva de pe Candyland, vă recomand Nerds. O să vă placă! O să vă placă! Haideți să vedem ce mai avem noi aici. Ok, nu știu ce-i asta... Laffy Taffy cu struguri. Hai să o testăm. Să vedem. În primul rând cum arată. Zici că e un vierme. Zici că e un vierme mov. Ia să vedem. Zici că e caramea. Zici că e caramea. Nu e cine știe ce. Trebuie să recunosc asta. E bună. Haideți să vedem ce mai avem noi aici. Oh, Kit Kat Kanki. Salted Caramel. Oh, avem un Kit Kat ediție din aceasta, probabil, care se găsește doar în America, cu caramel sărat. Mi-e place foarte mult Kit Kat. Nu știu dacă să îl mănânc pe acesta sau nu. Am să-l pun deoparte, am să-l las tot aici în cutie și la final, dacă nu o să mai găsesc nimic interesant, am să desfac și acel Kit Kat. Vă dați seama, în momentul în care desfac dulciurile, trebuie să le și mănânc la finalul clipului. Pentru că desigilate...
nu mai țin așa de mult. Haideți să vedem ce mai am aici. M&M. De care M&M? M&M Brownie. Avem M&M cu negresă. Negresă. Am găsit cuvântul. Interesant. Știți că am deschis advent calendarul acela de la M&M 3D, în care am descoperit M&M Crunchy, cred că zic bine, M&M conținitor, crocant și așa mai departe. Ei bine, acum avem M&M cu negresă. Voi deschide această punguță. Ușor. Nu ne grăbește nimeni, Angelica. Nu. Ok. Am reușit. Seamănă cu M&M obișnuite. Sunt la fel colorate. Nu știu dacă se vede. Gata, se vede. Nu vreau să le dau pe toate pe jos. Hai să vedem. Am luat și eu un M&M uriaș. De negresă, dar nu e așa o nebunie. Nu pot să zic că provoacă dependență. E ok. Bunișor. Nu mi se pare că ar fi o mare diferență între M&M care se găsesc, M&M's care se găsesc în magazinele noastre și acestea cu negresă. În ceea ce privește gustul, ca să ne înțelegem. E acolo, se simte că ar fi vorba despre ceva nou, însă nu este ceva wow. Aceasta este părerea mea sinceră. Ce mai avem noi aici? Reese's. Nu știu ce se află aici. Două peanut butter cups. Să vedem. Nu înțeleg despre ce este vorba. Ok. Zici că sunt brioșele de ciocolată. Imediat scot una de aici. Poate s-ar deschide și ambalajul acesta mai frumușel. Astăzi, de Revelion, dau Iaman dulciuri. Uitați-vă cum arată. Zici că e o brioșică. Mă uitam și în cameră să văd dacă se vede la fel de bine pe cum se vede în realitate. Ia să vedem. Ok. Și aici la mijloc are ceva. Ia să gustăm. Ia să scot eu de aici. E bun. Da. E foarte dulce. Mai vreau să gust... Doamne, m-am făcut tot una. E foarte dulce și mai este o chestie, se simte untul acela. Mie să nu fie cam grețoase. Se simte și aluna. Da, se simte gustul puternic de alună. Dar totuși, nu știu dacă aș putea să mănânc două bucățele din aceasta, nici una. Nu cred că pot să mănânc, deoarece e foarte, foarte uleioasă, așa, nu știu cum să vă explic. Știți acele prăjiturici pe care le cumpărați și care sunt ușor grețoase? Acesta este cuvântul. Cam așa sunt și aceste dulciuri. Bineînțeles, pentru persoanele cărora le plac bomboanele, ciocolățile foarte dulci, ei bine, acestea sunt foarte dulci, credeți-mă. Mie nu pot să zic că îmi plac atât de dulci. Sunt prea dulci. Haideți să continuăm. Ce mai avem noi aici? M-am făcut de ciocolată pe mâini. Mă duc să mă șterg și revin imediat. Am revenit! Mi-am adus aici și un șervețel ca să nu mai fiu nevoită să plec în timpul filmărilor. Ce mai avem noi aici? Avem Now and Later, Chewy and Cherry, 6 bucățele. Cred că acestea sunt niște bombonici. Sau niște gumițe.
Ia să vedem. Așa o formă. În momentul în care vezi așa ceva, te gândești că ori sunt bombonici, ori sunt gumițe, ori dropsuri, tot aia. Tot aia, bombonici, dropsuri. Ia să vedem. Ok. Ia uitați-le. Ia uitați-le. Cât de micuțe sunt. Să le desfacem. Nu au miros. Ok. Ok, așa arată. Ia să vedem. Caramele. Bune tare. Bune rău. Doar că sunt lipicioase. Mi se lipește dinți. O să mănânc pe toată. Se simte gustul puternic de fructe. E foarte bun. E foarte bun. Pentru persoanele cărora nu le plac dulciurile acelea foarte dulci, cum v-am prezentat anterior și cum am gustat Reese's, sper că zic bine, acestea sunt fresh, așa, doar că sunt cam lipicioase. Îmi ia ceva să le mănânc. Dar-s bune. Cred că mi s-a lipit de dinți. Sigur mi s-a lipit de dinți. Oh! Avem ceva de la Chupa Chups. Este acadelina aceea cu niște chestiuțe pe care le mănânci și le lași să facă zgomotul acela în gură. Știți despre ce vorbesc. Se găsesc și la noi, mai rar, ce este drept. Cred că, da, este cu aromă de căpșuni. Probabil că aroma este ceva mai diferită și mai specială. Dar se găsesc și la noi acestea și mie îmi plac foarte mult. Le las așa să pocnească. Pocnitori! Nu știu cum să le numesc! Pocnesc în gură. Acestea au fost preferatele mele. Înainte se găseau punguțe. Cred că tot de mărimea aceasta, doar cu chestia aceea, praful acela care pocnea. Ei bine, eu doar praful acela îl preferam și mi cumpăram genul acesta de pliculețe doar cu praf. Acum a apărut și cu acadea. Acadea nu pot să zic că îmi place. Eu tot praful acesta pocnitor îl prefer mai mult. Haideți să vedem ce mai găsim aici. Ok. Nu știu ce e asta. Ah, ok. Cred că e un praf care se pune în apă. Cred că poți să-l pui și în sifon sau în apă minerală și îți faci un suc. Când eram mică, eu împreună cu colegele mele ne cumpăram genul acesta de prafuri cu diverse arome. Bineînțeles, nu știu dacă fix acest praf de la Cool Age și așa mai departe. Și mie îmi plăcea să adaug câte două pliculețe din acestea ca să fac mai concentrat sucul. Cum eu ador sucurile cu acid, bineînțeles că preferam să pun sifon sau apă minerală în detrimentul apei plate. Și ieșea o nebunie. Bineînțeles că sunt pline, dar pline de toate eurile, beurile, coloranți și așa mai departe. Dar am băut la chestii din astea. Doamne, deci era o nebunie. În momentul când eram mică, era o nebunie. Văd că aici scrie caffeine free. Deci nu conține cafeină, din ce îmi dau eu seama. E un mix, ok, și cu arome artificiale și cu berry. Nu mai știu cum se zice în română, berry. Acestea de aici. Acestea mov, nu mai știu cum se numesc. Da. Super tare și cred că are și căpșun ceva interesant. Ia să vedem. Stați așa că îmi face ceva cu ochi. Stați așa că mai testăm noi ceva.
Doar ce am terminat cu acea bombonică, caramea, ce-o fi fost, care mi s-a dezlipit în cele din urmă de dinți, s-a dizolvat ceva. E bine, o să mai testăm. Lil Worms. Ok. Cred că sunt bombonici în acelea. Deci am lăsat gura apă cu sare din aceea de lămâie. Le ador! Dacă sunt din alea. Deci dacă sunt din alea. Văd aici și o persoană care... căreia explodează capul. Sper să nu se întâmple asta. Și în cazul meu. Ia să vedem. Avem worms. Aceștia sunt niște viermișori, zic bine. Eu nu știu unde este sour. Trebuia să fie ceva mai... Sunt dulci. Sunt bun, dar nu ce mă așteptam eu să fie. Adică eu mă așteptam să ai puțin în aceea de lămâie, care să mă facă pe aici, să am niște expresii în acela. Dar nu. Poate sunt eu imună. Că la câte am mâncat, sunt bune. Mă așteptam la ceva. De asta poate sunt dezamăgită. Vedeți dezamăgirea pe chipul meu? Zurele, chiar sunt foarte bune. Da. Mai am aici un Cheetos. Apropo de Cheetos. Ok. Cheetos! Apropo de aceste snacks-uri, au apărut și la Carrefour. Eu mi-am cumpărat deja vreo 3 sortimente cu cașcaval, cu ceva bacon și nu mai știu cum că ceva. Mi-au plăcut, dar nu pot să zic că sunt preferatele mele. Eu am primit aici Crunchy Cheetos Crunchy. Nu sunt printre preferatele mele aceste snacks-uri. Sunt cam murdăricioase. Te murdărești pe mâini. Bineînțeles, poți să le mănânci mai frumos, dar chiar și dacă le mănânci frumos, te murdărești pe mâini de la ele. Am o problemă cu asta, cu murdăritul pe mâini în momentul în care mănânc chipsuri. Am să le testez, dar nu le desfac acum pentru că m-am zis că nu sunt chiar pe gustul meu. Am mâncat o pungă de Cheetos pentru că le-am văzut tot aici pe Candyland și când le-am văzut eu acum un an de zile când a apărut Candyland, sper că zic bine, nu exista un magazin și tot îmi făceau cu ochiul. Dar în momentul când le-am găsit la Carrefour, acum recent, de o săptămână le-am găsit disponibile, și le-am testat, mi-am dat seama că nu sunt cine știe ce, nu sunt ceva ce, Doamne, n-am mai mâncat și n-am mai văzut niciodată în viața asta. Mai avem două chestiuțe. Ok, Airheads Blue Raspberry. Nu știu ce sunt astea, dar vom afla. Ok. Cred că tot ceva tip caramea. Vedeți și voi ce văd și eu? Ia, să vedem. O să mi se lipească ioan de ninți. Nu prea îmi place când se întâmplă asta. E bun tare asta. E cu blue raspberry. Nu mi s-a lipit de dinți foarte mult. E puțin lipit de dinți. Sper că nu vedeți când zâmbesc sau când vorbesc. Dar e bun. Chiar aroma este foarte puternică și e fresh. E foarte bun. E bun. Pe asta cred că mi l-aș mai comanda. La fel și... cred că ăștia. Da, ăștia mi-au plăcut mult. Dar mă așteptam la altceva. Și mi-a mai plăcut ceva. Caramelele acestea. Eu le zic caramele, nu știu dacă sunt caramele. Și mai avem aici niște Skittles. Chini Wings. Habar n-am despre ce este vorba. Eu am mai mâncat Skittles. Trebuie să vă mărturisesc faptul că nu mă dau în vânt după Skittles. Nu se numără printre dulciurile mele preferate, însă
însă am să testez împreună cu voi acest sortiment de Skittles. No shell. Skittles Chini Winnies. Să vedem. Să vedem dacă le putem deschide mai întâi. Ok, cred că am reușit. Ia uitați-le. Parcă nu sunt așa cum mi le amintesc eu. Cred că acestea sunt diferite. Oh, ia să luăm din acesta portocalie. Iar chestia de asta lipicioasă. Sunt bune. Dar mi s-au lipit de dinți din nou. Îmi plac genul acesta de caramele. Lipicioase. Doar că nu-mi place să le mănânc și în momentul în care filmez videoclipuri, ulterior trebuie să vorbesc. Și eu le simt lipite în zona aceasta. Cred că am reușit să scap de ele. Cred că am reușit. Ok, sunt bune. Per total, ce avem noi aici? Per total. Ce să vă zic eu despre această cutie plină cu dulciuri? Sinceră să fiu, mă așteptam la altceva. Bineînțeles că dulciurile nu sunt foarte mult diferite unele de altele, însă mă așteptam, spre exemplu, ca de la aceste dulciuri de aici, unde scrie aici pe etichetă Sour Outside, și are aici o imagine cu o persoană care îi bubuie capul, în momentul în care mănânc acele dulciuri să am o reacție. Nu să fie doar dulci cu un zahăr pe deasupra, ușor... Dar n-a fost deloc ușor. Un zahăr pe deasupra și ele niște geleuri oareșcare. Am avut alte așteptări, trebuie să vă mărturisesc asta. Nu regret faptul că am investit 99 de lei, bineînțeles, mai bine de 99 de lei în această colețelă, deoarece trebuie să vă mărturisesc faptul că am descoperit și am testat aceste bombonici Nerds. S-a lipit. Ok, să dau asta jos și să o pun aici pe cutie. Ok, am descoperit aceste bombonici de la Nerds, absolut geniale și cu siguranță data viitoare când voi mai plasa o comandă pe site-ul celor de la Candyland, voi opta doar pentru aceste bombonici. Și probabil îmi voi comanda niște vată de zahăr, pentru că eu ador vata de zahăr, însă în ceea ce privește restul dulciurilor din această cutie, nu sunt... nici extraordinare, nu este ca și cum, Doamne, n-am mai gustat niciodată așa ceva. Sunt sigură că ele sunt din America, bineînțeles, și poate că gusturile diferă sau poate că am eu alte așteptări sau poate că sunt eu cârcotașă. Deși, dacă aș fost cârcotașă, poate nici Nerds nu mi-aș fi plăcut. În schimb, Nerds sunt geniale! Geniale! Mă bucur că le-am descoperit în această cutie misterioasă. Am mai descoperit pe aici câteva lucruri care mi-au făcut cu ochiul. Uite, spre exemplu, și KitKat-ul acesta pe care nu l-am gustat împreună cu voi, dar păstrez să-l gust mai încolo. Nu știu dacă să-l gust acum. Hai să-l gust, dacă tot aproape le-am desfăcut pe toate, să-l desfac și pe acesta. Ca să vă zic exact o părere despre el și așa. Abia am scăpat de caramelele acelea lipite de dinții mei. Uitați-vă cât de mare este. Ia să vedem noi ce gust are. Nu-mi place deloc. Cred că din cauza caramelului sărat. Are și aromă de popcorn.
am mai gustat eu undeva caramel sărat. Cred că într-un advent calendar din acesta cu dulciuri bio și la fel nu pot să zic că am fost foarte impresionată de el. Cred că au fost niște bombonici cu caramel sărat și a mai fost ceva tot așa cu caramel sărat. Unele mi-au plăcut și unele mi-au displăcut. În cazul acestui baton de ciocolată de la KitKat, în contextul în care mie îmi place KitKat, nu. Nu e pe gustul meu, din păcate. Și dacă tot am zis să le testez pe toate, mai puțin, cred că nu o să testăm chestia asta de pus în apă, sucul acesta, dar hai să testăm și snacks-urile. Să vă arăt și interiorul pungii. Ok, se vede. Hai să vedem. Astea-s bune. Astea-s bune. Și cred că nu se găsesc în Carrefour, din păcate. Sunt bune tare astea. Ok, acum pot să zic că le-am testat pe toate. Mai puțin. Dar nu mă duc acum să aduc și apă să fac și acest suc. Pe total, nu sunt foarte impresionată de ce conține acest mystery box. Cu siguranță pe site-ul celor de la Candyland mai sunt foarte multe dulciuri pe care nu le-am testat și poate respectivele dulciuri o să-mi placă mult mai mult decât acestea. Nu știu dacă pe viitor voi mai încerca să-mi achiziționez mystery box-uri de pe site-ul celor de la Candyland, deoarece nu pot să zic că sunt chiar pe gustul meu dulciurile americane. Probabil că, în mare parte, nu mi se potrivesc. Sau probabil că acestea, dat fiind faptul că sunt și niște ediții din acestea limitate, cu arome, care nu se găsesc, nici în America nu se găsesc pe toate drumurile, aromele acestea cu popcorn, cu caramel sărat și așa mai departe. Probabil că aceste ediții limitate nu sunt pe gustul meu. În ceea ce privește dulciurile, gusturile mele sunt destul de, nu știu dacă să zic ciudățele. Mie îmi plac foarte mult dulciurile care sunt ușor acrișoare, care au sare din aceea de lămâie, foarte multă sare de lămâie. Genul acela de dulciuri îmi plac mie la nebunie. Nu-mi plac dulciurile foarte dulci, grețoase. Nu-mi plac dulciurile care sunt așa, basic, un gust care eu m-am obișnuit și de care eu sunt plictisită. Pe total, nu prea mi-a plăcut. Nu prea mi-a plăcut. Caramelele sunt bune, multe dintre dulciurile de aici au conținut caramele, eu așa le numesc, lipicioase de dinți. Dar, la fel, nu pot să zic că aș mânca caramele în fiecare zi, sincer. Mănânc! Odată, dar nu știu când, dar nu în fiecare zi. Nu sunt în topul preferințelor mele. Dragii mei, dragile mele, acestea au fost cadourile, ultimele cadouri de Moș Crăciun pe care m-am gândit să vi le prezint. Cadouri achiziționate din bănuții pe care soțul meu, mult iubit, mi-a oferit acum de Moș Crăciun. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Știu că acest videoclip se va întinde destul de mult, dar asta se cauzează sau se datorează faptului că am și testat dulciurile pe care mi le-am comandat de pe site-ul celor de la Candyland. Nu regret nimic din ce mi-am comandat, pentru că în felul acesta știu exact de unde să-mi comand, de unde să nu-mi comand sau ce anume să-mi comand și ce anume să nu îmi comand. Toate lucrurile pe care eu mi le achiziționez din dorința de a le testa, nu am cum să le regret, deoarece mi-am dorit să le testez, mi-am dorit să văd cum sunt. Mi-am făcut o părere și acum știu exact ce anume să-mi comand și ce anume să nu-mi comand. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
Sărbători fericite vă doresc, un an nou plin de bucurii și plin de lucruri pozitive, de realizări, dragii mei, de succesuri. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în anul 2021 și sper ca și în anul 2022 să fiți tot aici pe canalul meu de YouTube. Vă super pupicesc, vă doresc sărbători fericite. Eu sunt Angelica Iordănescu, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube. Nu uitați să dați un like și în jurul acestui videoclip și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine! Bye!